Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre finalul campaniei electorale, de aceea și emisiunea se va intitula Campania electorală la final, deși ar mai fi ziua de mâine, dar o vorbă veche românească spune că porcul nu se mai prea poate îngrășa, să spunem, înainte de Crăciun, așa și campania electorală. Cam cine a avut de spus, o spus până acum, cam cine a avut de făcut, o cam făcut până acum. Mă rog, probabil mai sunt ceva ajustări, dar în opinia noastră nu cred că vor mai fi răsturnări spectaculoase în ultima zi, poate nici în timpul votului, să sperăm că nu vor mai fi acele răsturnări spectaculoase ca la ultimele alegeri prezidențiale din 2009, când la Paris, vă mai amintiți, au votat fiecare secundă câte un om preț de nu știu câte ore bune. Să sperăm că lucrurile se vor reașeza pe un făgaș cât de cât normal. Pentru a discuta aspecte legate de ce a fost prin campanie, cam cine a făcut și ce a făcut în această campanie, l-am invitat pe un ortac, să spun așa, de breazlă, pe Andrei Vlad. Bună ziua, domnule Andrei! Bună ziua, vă salut! Și o să încercăm împreună să dezbatem, să vedem, ca de exemplu, de ce viceprimarul de la Petroșani, Dorina Niță, n-a făcut deloc campanie, probabil n-a vrut să deranjeze anumite persoane, de ce alții au făcut probabil prea multă de frica, să spunem așa, unui rezultat slab, sau unii nu s-au implicat absolut deloc. Mă rog, au fost o grămadă de anomalii, să vedem ce a însemnat, să spunem, trădarea, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, a candidatului PDL din zona Hațec-Pădureni. Ei, încet, încet o să le dezbatem pe toate. Domnule Vlad, cum vi s-a părut campania asta? Că ați trecut prin mai multe campanii, unele mai dure, mai caustice, mai cu lovituri sub centură. Acum, cel puțin din punctul meu de vedere, a fost așa un fel de campanie să nu deranjăm pe nimeni, ca nu cumva să se întâmple ceva rău. Da, în unele zone, da, a fost și acest aspect, dar părerea mea este că noi nu le dezmințim niciodată. Cel puțin la nivel național s-a păstrat aceeași tentă, lovituri sub centură, deci nu ce voi face eu dacă voi fi ales sau alegeți-mă pe mine pentru că eu intenționez să fac lucruri bune pentru țară, pentru voi, pentru așa. Nu. Campanie de genul arătăm cu degetul, uite, ăla a zis că așa, ăla altul a făcut așa, ăla, contracandidatul meu și-a luat mașină, ăla altul nu știu ce naiba a făcut. Tot felul de asemenea lucruri. S-a mers, cel puțin la nivel național, din punctul meu de vedere, s-a mers pe aceeași linie de denigrare adversarului, a atacurilor sub centură, ca să spun așa, ceea ce nu cred că se întâmplă în alte țări, mai ales că acum am văzut, știm cu toții, deja la noi campania mai durează o zi, la alții s-a încheiat, deja a început voturile, nu? Da. În Anglia, în țările... Să le spunem Baltice, dezvoltate din... Să le spunem dezvoltate. Evoluate. Da. Deci, la ea nu cred că ar fi vreo problemă, s-ar părea că la ei totuși e zi de lucru și astăzi, nu? Și totuși nu e marea problemă, să trebuiască să mergi, să meargă sâmbăta, duminica la vot sau eventual să faci două zile, să planifici două zile pentru ca cetățeanul român să aibă timp să își rupă și el din, eu știu, din alte preocupări și să meargă să voteze. A fost pe un post național o dezbatere autentică despre ce înseamnă Europa, despre frământările europene, tendințele Europei la care au participat liderii europeni, printre care și Schulz. Și acolo putem spune că timp de câteva ore, mi se pare că două ore, se putea auzi ceva despre Europa, ce înseamnă Europa. E bine, la noi trebuie să recunoaștem că nu. Eu cel puțin, acum ca falsă modestie să spun așa, cel puțin în Valea Jiului n-am auzit decât foarte rar despre ce înseamnă Europa vorbind pe cineva, adică de ce ar vrea cineva să ajungă europarlamentar. L-am avut în acea emisiune pe Radu Sorin, profesor Radu Sorin, care el știa de ce ar trebui să ajungă în Europa, cam ce trebuie să facă, încotro trebuie să meargă Europa,
Dar, mă rog, în rest nu am văzut decât, exact cum spuneați, numai lovituri sub centură. Se discuta despre canalizări, despre domeniile schiabile, mai ales chiar astăzi au apărut și rapoartele Corpului de Control a Premierului și se pare că dacă lumea s-a așteptat ca în Parâng să fie cele mai mari probleme, se pare că sunt în zona Vulcan cele mai mari probleme. Dar, mă rog, asta probabil va face subiectul unor dezbateri ulterioare în presă, deși nu cred că în presa din Valea Jiului se vor dezbate aceste subiecte decât într-un anumit fel, într-un anumit mod. Probabil mai mult se va discuta despre Vulcan, fiindcă acolo, mă rog, Ghile nu are, să spunem așa, o relație extraordinar de bună cu presa. Dar, mă rog, ce înseamnă totuși Europa din punct de vedere al unui ziarist? De ce sunt importante alegerile de duminică? Ce ar trebui să facă poporul român duminică? Dar cel mai important, ce credeți că ar trebui să facă Valea Jiului? Cum ar trebui să răspundă Europei? Spuneați mai devreme despre acea mediatizare a elementului Europa, a factorului european, care contează foarte mult pentru viitorul nostru, cel puțin următorii 5 ani, acum este clar ce va fi. Am văzut o emisiune pe TV Senc, dacă nu mă înșel, au prezentat ea exact, frumos, și aveau și ilustrat în spate Uniunea Europeană, fiecare organism al Uniunii Europene, ce atribuții are, cu ce se ocupă, cum este ales. Mi-a plăcut foarte mult acea emisiune. Nu știu, la noi nu am văzut așa ceva. Era un tip care povestea și arăta acolo și spate apărea. Câți oameni fac parte din, din Consiliul European, din Comisiile Europene, cine poate fi comisar european, toate chestiile astea, ce atribuții are Comisia Europeană, ce atribuții are fiecare, comisar european, sau că dacă stăm să ne gândim bine, cam acolo se fac jocurile. Parlamentul European e ok, merge lumea acolo, ridică mâna, votează în Parlament, este ca și, probabil ca și la noi. Guvernul este totuși Comisia Europeană și cam acolo se fac. Dacă prinzi un comisar sau să ai pe cineva acolo care să țină spatele, reușești. Până acum trebuie să înțelegem că tot ce înseamnă legislația din România încet încet se va raporta la Europa. De fapt, se raportează de mai mult timp la Europa. În legătură cu ce mai spuneați în continuare, ce ar trebui să facă România, părerea mea este că românii ar trebui în primul rând să-și manifeste opțiunea, pentru că noi ne-am mai învățat în ultima vreme, la început a mers toată lumea la vot, știți, atunci în 90-92, când a fost, după aceea din ce în ce mai puțină lume, din diverse motive, fiecare probabil are motivul lui, dar și să nu te duci și după aceea să comentezi de pe margine, uite ce fac ăștia, uite de ce n-a ajuns cine trebuia, că se întâmplă și lucruri din astea. Noi arătăm cu degetul, uite, din cauza asta nu ajung oameni care trebuie în Parlamentul European, în Parlamentul României, în anumite locuri, dar oamenii nu se implică aproape deloc în această conjunctură, în acest joc politic. Bun, Valea Jiului, cred, cel puțin eu trăiesc încă speranța asta, ar avea un moment extraordinar de favorabil să demonstreze României și Europei că existăm, suntem o zonă cu anumite frământări și că suntem în stare de ceva. Deci cred că pe fondul absenteismului, cred că care va fi masiv, nu probabil numai în România, sau în România va fi mai pregnant decât în restul Europei, dar pe fondul absenței masive de la vot, cred că Valea Jiului, dacă s-ar prezenta masiv la vot, sau mă rog, cel puțin cu mult mai mult ca procent ca țara, cred că ar fi un semnal, nu considerați față de țară și de Europa. Eu mă bazez pe cetățenii Văișului că vor merge la vot. Mai ales că este aici o clasă socială, să avem pensionarii care cu siguranță vor merge și își vor exprima opțiunea fără discuție, mai avem și tineri care vor merge, probabil mai puțin, mie din cauza asta îmi pare rău, tinerii noștri nu prea mai sunt atași cu nimic, sunt câțiva care s-au implicat, chiar politic,
dar restul au cu totul alte preocupări. Că nu trebuie să ai neapărat o preocupare, dar în momentul când poți să-ți exprimi un drept, nu? Să ți-l exerciți, du-te și exercită-ți-l. Că după aceea comentezi că, domnule, uite ce fac ăștia, dar tu nici măcar nu te-ai dus până acolo, asta e altă problemă. Eu mă gândesc totuși că Valea Jiului se văd, s-a văzut și din sondaje, Valea Jiului se știe cam ce orientare are, este o zonă muncitorească, este o zonă cu, cum a spus, cu probleme, cu frământări, a luat suficiente castane de la unii și de la alții, ține minte 96-97 da, convenția și, și... Să și nominalizăm pe cei care se vor, să spunem așa, șefii Parlamentului European, deci cei cinci candidați pentru președinția Comisiei Europene, deci care trebuie să recunoaștem, aici, va fi un fel de guvern al Europei. Aici trebuie, deci, să fii de partea, să fii la putere. Care trebuie, de partea puterii. Deci să fii la putere. Deci cetățenii trebuie să înțeleagă că Europa practic va avea un fel de guvern care va avea o putere mult mai mare și pe teritoriul României și a Poloniei și a Germaniei. Și că lucrurile se reașează, să spunem, aproximativ cum se reașează în România, adică cine va avea o majoritate în Parlament va fi și va avea și președinția Consiliului Europei, Comisiei Europene, da? Deci ce înseamnă asta? Că va fi ca un fel de premier, deci omul care va împărți până la urmă bani. Deci dintre cei care candidează, mă rog, și care au șanse destul de mari de a câștiga, așa cum am spus, în primul rând este vorba de Martin Schulz, el este un social-democrat german, are 58 de ani, mă rog, spune că este o persoană hotărâtă. Cald, dar și autoritar, Schulz a fost un liberal și a construit minuțios pe un parcurs care l-ar putea duce spre rostul instituției europene, fără să fi văzut vreodată ministru în guvernul din Berlin. Da, deci este vorba de un neamț, apoi Jean-Claude Juncker, premier în Luxemburg, este din partea pe Partidului Popular European și Schulz din partea socialilor europeni. El este din Luxemburg, așa cum a spus Jean-Claude Juncker. El este premierul Luxemburgului. De 19 ani este premierul Luxemburgului, are 59 de ani. Este un deținător al recordurilor de longevitate la conducerea unui guvern din Uniunea Europeană. Deci 19 ani. Bine, este... dacă pui Luxemburg, nu poți să pui Luxemburg. Cam un județ. Au 360.000 de locuitori. E mai mic ca județul Hunedoara, dacă nu mă înșel. Ca spațiu, cu siguranță. Probabil și ca număr de locuitori. Da, probabil că și ca număr de locuitori. Da, el este apoi Guy Verhofstadt. Este un liberal. Deci face parte din, conduce, mă rog, gruparea ALDE, să spun așa, așa este numită gruparea liberală. Și el este, el este belgian, deci avem de-a face cu un luxemburghez, un neamț și un belgian. Apoi un grec, Alexis Tsipras, care vine din partea comuniștilor, stânga comunistă, parcă se numesc. El este o formațiune cam anti-europeană. El are ce are individul ăsta cu Angela Merkel. Nu ar fi singurul, mai mulți au ce au cu Angela Merkel. Are 40 de ani și este liderul stângii radicale europene. Da? Nu cred că are vreo șansă. Probabil în Grecia va obține ceva voturi. Apoi Ska Keller, cel mai tânăr candidat. Este și cea mai tânără, drăguță de altfel. O femeie în cursa pentru președinția Comisiei Europene, ecologistă germană, are 32 de ani, cea mai importantă figură a verzilor europeni, alături de colegul său francez de pe liste. Deci, dacă ar fi să recapitulăm, noi din Vale nu avem niciun interes legat de verzi, că ăștia ar impune din nou tot felul de... Nu ne mai lasă nici să respirăm. Nu ne mai lasă nici să respirăm, închide probabil foarte rapid. Emanăm bioxid de carbon și... Da? Alexis Tsipras nu se pune problema unei stângi extreme grec, nu avem chiar nici cel mai mic interes. Liberalul, să spunem așa, Guy Verhofstadt, el este belgian, repet, un luxemburghez și un german. Acum, dacă ar fi să o analizăm la rece,
Dacă nu-i neamțul șef... Asta vreau să zic, aș merge până mâna neamțului totuși, la urmă, urmei, ce s-a... Cum ați vedea o comisie europeană în care nemții să nu o conducă? În care să conducă un grec, doamne. Un grec? Nu ce a fost prin sau, Grecia pe aici. Sau, mă rog, un luxemburghez. Hai să spunem, dar totuși luxemburghezul... Păi una e să conduci un județ mai ca al lui Moloț și alta e să conduci totuși un europeană care sunt... Bun, acum trebuie să recunoaștem... Dar dacă a condus bine acolo, probabil că se pricepe. Trebuie să cunoaștem că el o fi condus mult mai bine Luxemburgul decât Moloț, spune doar. Luxemburgul totuși se pare că este au țară... cel mai mare venit pe calul locuitor din Europa. Hunedoara este cel mai sărac județ din Ardeal. Da, deci dacă în Ardeal există undeva sărăcie, este în județul jupânit, să spun așa, de... Mircea Ioan Moloț. Culmea, unde sunt cei mai bogați la președinți, acolo cel mai, în cele mai sărace județe. Aici mi se pare mie da, băi, depinde cum văd lucrurile șefii de județ. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem că să o luăm așa omenește, dacă nu va fi un neamț, e greu de crezut că lucrurile vor merge bine. Bine, la început, să facem un pic de istorie, a fost acea comisie, ceca, Cărbunele și Oțelul. Începuturile europene. Începuturile între Franța și, Germania. A fost un tip... o înțelegere, practic, cărbune, da. Metalurgie, da. Și a fost ca să se mențină un pic controlul asupra... producție de cărbune și de oțel, care de, întotdeauna a fost motorul conflictelor. Adică dacă ai vrut să faci un pic de război, o chestie, îl făceai cu oțel, tancuri, mă rog, avioane, ce făceai cu oțelul ăla sau mai știu eu, și cărbune le folosea la vremea respectivă, se era folosit pe scară largă ca și combustibil, ca și... Și atunci de aici a zis, dar eu mă gândesc, părerea mea este că atunci la începuturi nemții, fiind tot băieți deștepți, că nu de proști au cucerit toată Europa, mă rog, au avut unul care au dat vina pe ăla, că ăla a fost stâmpit, ce a zis, domnule, am luat-o de două ori cu război, nu mai merge. Hai să luăm economii. Hai să vedem cum facem totuși, să... Vezi că după câțiva ani deja erau fost ei numărul unu, nu? În Europa. Chiar francezii au avut niște... nemulțumiri într-o vreme. Au fost așa numita politica scaunului liber. Nu s-au mai dus. Și atunci la ședințele comisiei, la ședințele... Și a fost... Nu, Uniunea Europeană n-a mers așa întotdeauna, eu știu, lin, așa. Au avut și ei sincope, au avut eșecuri, au avut... Noi acum, ce vedem noi acum, nouă ni se prezintă, domnule, Uniunea Europeană, e frumos, lapte și miere și de-alea. N-a fost chiar întotdeauna. Au fost și divergențe care au trebuit clarificate. Noi, că ne-am băgat acum în chestia asta cu Uniunea Europeană, toată lumea a zis că e de bine, nu? Ce bine o să fie, că o să fim și noi ca lapte ei. Lapte și miere. Dar văd că, nu știu, aici probabil că... Aici ne așteptam noi la cetățenii de rând, la cei pe care i-am trimis în acel Parlament European. Cu toate că acolo e ca și în Parlamentul nostru, dacă primești de la șeful sarcină, bă, votezi așa, cam așa se votează, deci nu cred că e mare diferență. Bun, dacă șeful tău e la putere acolo și ce vă votezi, așa ai câștig de cauză. Probabil da. Că și, și acolo mai poți să vii păi cu o lege. Și Tsipras spuneam într-o dezbatere televizată că practic, în ultima perioadă, Parlamentul European funcționează, ca să mă exprim mai corect, ceva în genul în care toată lumea are libertate de opinie, toată lumea poate să-și exprime părerile, toată lumea are drept de vot, de aia cum vrea Angela Merkel. Aici se mai spune că Germania este principalul contributor la fondul ăsta al Uniunii Europene, la bugetul ăsta comun, totuși nu-i bănuiesc pe nemți, iar de prostie. Nu bagi niște bani acolo ca să se joace, eu știu, grecii cu banii tăi sau, eu știu, țările baltice sau, hai să zicem, și românii și toți alții. Ceva ia acolo. Facem o scurtă pauză publicitară și revenim.
Continuăm discuția despre Europa, să ne reamintim de câte ori avem ocazia ce spunea Ide Sârbu, Europa este un biet continent în timp ce Petrila este o lume. Invitatul meu de astăzi spunea că este foarte important, adică noi cei din Valea Jiului am dat un semnal extraordinar de bun României și Europei în general, printr-o prezență masivă la vot duminică. Probabil multă lume s-a întrebat cine sunt cei care au depășit, să-i spunem, procentul de participare la nivel de țară. Toată lumea s-a întrebat că în Valea Jiului se întâmplă ceva. Nu este, vi se pare, domnule Vlad, că este ceva greu de realizat? Nu cred că este. Și în Valea Jiului s-a făcut campanie. Lumea îi mai cunoaște pe unii dintre cei care candidează la unele partide. Mă gândesc că n-ar fi o mare... Bine, într-un fel ar fi o surpriză pe plan național când ar auzi domnul ea din Valea Jiului. Și lumea și-ar pune întrebări, domnule, de ce s-au dus acolo? Sunt mai informați decât ăștia? Sunt mai interesați de ce se întâmplă cu țara noastră în contextul ăsta al Uniunii Europene? Că noi ne-am băgat în chestia asta cu Uniunea Europeană, nu suntem singuri. Exact cum suntem acum în povestea cu NATO, trebuie să mergem legat de Europa și interesul pentru Valea, trebuie să-l spunem că noi avem un interes major, având în vedere problemele care le avem la Mintia cu mediu. Deci să nu privim lucrurile așa simplu. Că orice se întâmplă în Europa legat de mediu, adică de prezența cuiva sau altcuiva în funcțiile importante din Europa, poate să determine atât de bine că Mintia mai poate funcționa anul viitor sau nu mai poate funcționa anul viitor. Deci nu stau lucrurile exact. Chiar ce carte atât va de juca, simple. Pe ce carte vor juca românii acum? Aia contează. Să meargă pe cartea câștigătoare, pe calul câștigător. Bun, care va ajunge acolo. Indiferent, noi nu spun care este, dar să meargă corect. Pe care va ajunge acolo, pentru că oricând te poți trezi că trimite un comisar de la doi ce au ei pe acolo ajuns sau ce mai e pe acolo, te verifică, vezi ce-i cu aia, cu Mintia pe acolo. Nu e greu. Sau poate să amâne, ce lasă, mai uite săptămâna viitoare sau lasă că mai stăm un pic, nu? Le mai dăm un termen. Orice lucru se poate face, ori într-un corect. Fel, ori în altul. Bun, și să nu mai spunem că e vorba și de ce înseamnă Europa într-un fel, ce înseamnă Europa în alt fel, adică se merge pe austeritate în continuare, pe dictatura băncilor sau cum se mai detensionează, să spunem așa, cât de cât creditarea și probabil consumul. Deci iată că și aici sunt dezbateri care ar trebui iarăși din nou să ne intereseze. Repet, eu consider în primul rând politicienii, dar și presa de o lipsă, cred eu, totală de pregătire vis-a-vis de aceste alegeri europarlamentare. Da, și n-au fost, eu știu, de azi pe mâine. Se știa de mult că anul ăsta vor fi alegeri și pentru Parlamentul președintele European. Președintele Comisiei Europene va fi ales prin vot direct, exact prin, ca și la... Exact ca în, să spunem, Parlamentul României și să sperăm că nu vor fi surprize. Până una alta vreau să deschidem și un alt subiect care mi se pare totuși interesant. Ieri am avut din nou un american în București. Un american de rang 2. Nu chiar, cred că de rangul 1, părerea mea personală, de rangul 1 la cel mai înalt nivel. Bun, nu sunt singurul care credeți că de fapt el conduce America nouă. Nu neapărat, dar e totuși la nivelul la care trebuie și sunt convins că are spate mult mai mare, mai lat. Am postat mulți alții. Azi dimineață pe pagina de Facebook a acestei emisiuni următoarea postare, să-i spun așa. Românul a evoluat, de la capul plecat sabia nu-l tai, am ajuns la scutul bine amplasat, de Rusia nu i-a atacat. După ce ne-am închinat câteva sute de ani otomanilor, plătind tribut chiar și prunci de 7-8 ani luați cu forța de lângă mamele lor, am făcut-o pe francofonii după ce Franța ne-a garantat independența României mai după primul război mondial. Apoi nu a trecut mult și am uitat de generalul Bertrand și Franța, care tocmai fusese invadată de nazi și am trecut să iubim Germania. Pentru puțin timp, după ce rușii ne-au invadat Liberator în august 1944, am trecut de partea URSS și strigam Stalin și poporul rus, bunăstare ne-au adus.
Îmi amintesc și acum cum se vorbea imediat după 89, Ceaușescu, dacă dădea mâncare și puțină libertate, nu mai avea nimeni nimic cu el. Cum adică puțină libertate? Acum suntem de partea americanilor. Puterea mondială, jandarmul mondial. Am văzut cum toată lumea politică dădea din coadă pe lângă trimisul stăpânului. Oare ce o fi fost în sufletul lui Mihai Eminescu când a scris în poezia Ce doresc eu dulce Românie versul La trecutu-ți mare, mare viitor? Totuși, nu vi se pare că, mă rog, ce am scris eu aceea s-a întâmplat din 1877, să spunem încoace, că în 1877, după războiul de independență, când rușii au considerat că noi suntem un fel de armată care am fost pe acolo să le cărăm cai. Au venit și ne-au mai putut scoate după aia, că da? Mușicul așa face, după ce, știți cum e, dă-i nas la lui, sau cum era, la Ivan, să suie pe divan, deci după aia nu mai scap de el, deci da. Cu mușicul nou scos la capăt. După 1877, să spunem, când ne-am obținut independența, cam Franța, Marea Britanie, mă rog, Imperiul Britanic. Pe vremea aia au fost garanții, să spunem așa, libertății României, dar, mă rog, a fost o perioadă bună pentru România. Apoi, după primul război mondial, deci iată că suntem în 2014, da, deci 100 de ani. Azi, mâine sunt 100 de ani. În august sunt... Sunt 100 de ani de la primul război mondial. Am schimbat francezi, am fost cu francezii la început, apoi am trecut de partea nemților, am fost cu rușii și acum suntem cu americani. Deci cam la 25 de ani schimbăm. Am fost și cu turci, am fost și cu, mă rog, cu cine am putut și noi, am fost și cu Austro-Ungaria. Dar ce credeți, dacă mâine ar apărea Putin pe uniți de bunăstare în România, mâncare, băutură multă, am schimbat un pic așa spiritul ăsta pro-american. Aici e marea problemă, că noi am schimbat spiritul ăsta pro-american pe mâncare și băutură, nu pe anumite principii. Aici e marea, spre exemplu, în anul 1914, din câte am citit eu, acum istoria se mai măsluiește, fiecare învingător își face istoria lui, dar a mers pe niște principii, pe niște doleanțe ale poporului român și au mers până la capăt, din câte ne amintim totuși. Regele de atunci era de nație germană, venea de acolo. Din să nu uităm Carol I. Și Carol I a murit de inimă rea că Consiliul de Coroană nu l-a lăsat să intre de partea austro-ungarilor în război. De altfel, România a intrat doar în 1917. 16, pardon. Am avut 2 ani de neutralitate. Între timp, el a murit, Carol I, iar Ferdinand a fost cel care, să spunem așa, totuși a luptat împotriva neamurilor sale. Da, a lăsat să se, cum să se împlinească așa, eu știu, dorința oamenilor aleși de popor. Și atunci, guvernul, parlamentul, social, atunci erau aleși totuși din niște oameni. Avea și el un rol acolo, probabil nu așa decisiv cum îl are acum președintele, jucător care poate să facă ce vrea, să schimbe cum vrea, să meargă unde vrea, totuși atunci erau niște limite. Mă mai uit așa prin țările astea vestice, unde mai sunt, bine, nu în Vanuatu, sau eu știu, unde în Republica Centrafricană, unde e ăla cu 200 de neveste, dar unde sunt monarhii în Occident. Nu se bagă ăla în chestia asta. Și Anglia, care e un mare imperiu, de multă vreme, de Dorian lui Cromwell, parcă, domnule, parlamentul mai hotărăște niște lucruri. Are și regele sau regina niște atribuții de reprezentare, deci, dar nu decide. Da, și ieri a fost o chestie interesantă. Curtea Constituțională din România, ocupându-se de ce este mai bine de tricouri, a decis că poate, da, deci poate să poarte tricouri cu orice inscripție președintele Traian Băsescu. L-ați vedea pe un rege făcând o chestie de asta? Nu, sub nicio formă, deci, nu l-aș vedea. Acum eu sunt republican, cum să spun eu, până în măduva oaselor, Republica. Nu mi se pare o mare șmecherie regele, că dacă taxul a fost rege și el o să fie rege și fiul rege și chestii de genul ăsta. Dom'le, dacă ai valoare, poți să ajungi președinte, să zicem și asta. Asta m-a dezamăgit total și Curtea Constituțională, cel puțin, mi se pare... Ei au jucat carabinul, a dat dreptate tuturor. Păi ăștia cred că au zis, faci tu o plângere, mai făcut o plângere, să fac și o nație cu chestia că n-a vrut să semneze nu știu ce decorații pe la aia, care n-au înjurat pe nu știu pe unde și
N-a vrut Ponta să semneze. Am ceea ce ai și tu ai dreptate și tu ai dreptate, nu? Că așa e la Rabin, nu? Da. Deci toată lumea are dreptate. Bun, ca să revenim înspre, înspre Europa. Zicea ceva cu România mai devreme, dacă cum schimbările astea, cum așa, da. În 100 de ani am schimbat țările, 4 stăpâni. Țările mici, mai ales în partea asta de est a Europei, în afară de, să zic eu, Serbia, care pentru Serbia am un respect deosebit, ei au avut verticalitate, nu s-au căciulit nici la turci, nici la nemți, când au fost tari nemți în primul război mondial, în al doilea război mondial, dar în rest cam toți au fost cu ungurii, au fost tot timpul cu, cu cei mai tari. Au fost cu cei mai tari. Prima fază, în prima fază, după primul război mondial, când au fost, mă rog, Austro-Ungaria fiind Ungaria, ce s-au gândit ei? Sunt rușii, începuse rușii să fie tari, au făcut Republica lui Belacun. Comuniștii la putere. Până s-au dus ăștia noștri și, nu știu, Averescu sau cine s-au dus și le-a zis, băi, a dispăresc cu... Trupele române intrau în Budapest. E ceva de genul ăsta. Și după... A fost un pic de scandal la prin 54-56, Revoluție în Ungaria, nu știu ce, câțiva care au făcut, mă rog, ce au făcut pe acolo. Și, dar după aceea n-a mișcat niciunul, nici noi. Deci nu putem spune... Dacă ar fi să revenim înspre alegerile europarlamentare de duminică, se preconizează, mă rog, conform sondajelor, că prezența la vot va fi undeva de 29-30% maxim, să admitem. Să mergem pe aceeași prognoză și în Valea Jiului, dacă ar fi să o luăm de la Uricani spre Petrila sau Petrila spre Uricani, nu contează. Uricaniu, da? Deci o populație de undeva 10.000 de locuitori, nu? Da, cam așa are. Să admitem că din 30% ar fi 3.000 de votanți. Credeți în 3.000 de oameni să vină la vot pentru duminică? Da, la Uricani cred că o să vină. Cred că o să... Lumea e mai... Bine, nu pot să spun că la Uricani oamenii sunt de altă factură decât în restul țării. Sunt oameni, din punctul meu de vedere, mai simpli decât București, mă rog, ca și toată Valea Jiului. Și oamenii mai simpli care sunt aici și mai în vârstă sunt unii, mai au cea bună de, doză de bun simț, care... Din ce văd eu pe la Mitiș, pe acolo s-a dus, nici nu se mai... Deci la aia 3.000 probabil vor trebui raportate procentele pe care fiecare partid... Da, da, vedeți că aici pe plan național sunt favorizate partidele de nișă, cum ar veni, care au un anumit electorat. Spune-mi UDMR-ul, nu? Are un anumit electorat, ăia se duc toți la vot și vor putea obține un... Pe lipsa prezenței de vot... Vor putea obține un scor foarte bun. Pentru că da, restul... există riscul, adică riscul, mă rog, există posibilitatea, risc, okay, bine că în cazul unei... Nu mai au nici ei extremiști din aia, gen Laszlo sau cum îl cheamă pe ăla, Tăche sau cum îl cheamă pe ăla. Dar candidează și el. Pe lista UDMR-ului? Nu, pe lista UDMR-ului, dar candidează. Poate să candideze. Vreau să spun că pe lipsa prezenței la vot, este posibil UDMR-ul să ne aibă 6, poate să fie la 7, la 8%, nu se știe cât de... Da, este posibil. Cât de puțină pentru populație va veni. Pentru că dacă nu merg restul și am merg toți în bloc, cum să duc, de obicei, că acum, sau, acum sunt și ei mai puțini acum, mulți sunt plecați și de la ei, prin Occident, să-și caute și ei un rost, un loc de muncă, dar de obicei care sunt, se duc. Să te poți baza pe ei. Deci, până un anumit număr, eu cred că ungurii știu dinainte câți vor merge la cu vot. Siguranță. Au sistemul lor... prin biserici, prin comunități, prin de-astea știu, domnule, cam câți o să meargă. 1.000 de aici, 100 de acolo, 500 de ei, cam știu ce, cam cât o să-și. Acum depinde de ceilalți, procentul nu depinde numai de ei, depinde de ceilalți, de efectiv de participarea generală care va fi. Apoi, să revenim spre centrul Văișului, la Lupen, da? O populație undeva de 30.000 de locuitori, nu cred că sunt mai mult de 30.000 lupeni. La un procent de 27-30 de mii, da? Deci ca să fie pe aceeași medie pe țară, undeva la 9.000, să spunem, 9.000, maxim 10.000 de, de alegători să se prezinte la urnă. Pare o cifră rezonabilă. Eu totuși cred că cu cât e mai mare orașul, Orbea, cu atât mai puțin vor fi ca procent din numărul acela de locuitori. Probabil că vor compensa, eu știu, pe la țară, comune, iese omul de la biserică, duminică, se duce, pune ștampila, că așa a fost el învățat, are un domnule, mă duc, pun ștampila, mă duc acasă, mănânc și chestii de genul ăsta. Probabil vor compensa, dar cu orașele aici, mai ales cu câte orașul mai mare, cum ai
mai dezvoltam asta, al meu, ce bă, duminică, dacă e soare, ce, mă duc eu să votez pe ăștia, mă duc și eu pe Vale, mă duc în, da, eu știu, mă duc e la mare. E dezinteresul ăsta total față de... Pentru că lumea, nici cei cu școală multă, nu prea au înțeles, da, despre nu... ce e vorba, cu ce să mănâncă. Zic, domnule, ce fac ăștia? Păi merg acolo să ce? Ce-mi fac ăștia mie? Că efectiv, ca parlamentar nu ești mare șmecher, ca europarlamentar. Nu. Nu, categorie nu. Depinde unde ești băgat, în ce grupare. Ești băgat, dacă ăsta, deci, băi, ca și la noi. Bun, dar problema legat de informare, nu cred acum că trebuie să dăm vina neapărat pe politicieni sau pe ziariști că poporul nu e informat. Bine, acum fiecare se poporul, poate informa de unde vrea. Da, corect. Dar... Poporul cum este informat de meciul Steaua, dar facem o pauză publicitară și revenim. Revenim în direct, Europa, și doar despre Europa vorbeam, și Valea Jiului face parte din Europa și cetățenii din Valea Jiului ar trebui să privească foarte serios, în opinia noastră, alegerile de duminică și să se prezinte la vot, indiferent cu cine votează până la urmă, dar ar fi foarte bine dacă lumea s-ar prezenta la vot. Ajunsese la Lupeni, era vorba că să zicem un 9-10 mii de oameni dacă se prezintă la vot, înspre Vulcan. Vulcanul, dacă nu mă înșel, are undeva la vreo 24 de mii de locuitori. Sper mai, să mai nu mult, greșesc. 24, cam ca Lupeniu, probabil, cam pe aici. 24-26 o să-i afecteze telegondola? Nu cred că îi va afecta ce scrie astăzi. Dacă nu funcționează telegondola? Nu cred. Că nu cred că au sus acolo un... În Vulcan, centru de vot sau cum zice, nu? În Vulcan, deci de cam toată, tot aceeași prezență ar trebui să fie, dacă ar fi să fim la nivelul național, ca și la Lupe. Aninoasa, trebuie să recunoaștem că e greu de crezut că săracii oameni de acolo, într-o urbe aflată în insolvență, își mai pun mari speranțe. Vor crede că un european e ceva care poate să... care poate să-i ajute. Că merită să se îmbrace frumos, să meargă până acolo. Să... La Petroșani, noi suntem în Petroșani cam 35.000, dacă nu mă înșel. Sau eram 35, acum mă rog, probabil cum se tot pleacă prin Anglia, prin Franța, prin Germania, pe unde se pleacă, probabil s-au împuținat și populația Petroșani. Dar și aici ar trebui să fie undeva la 10.000 de locuitori la vot. Credeți că ar fi posibil? Ar fi posibil, dar eu știu ce să zic. Mie cam, când mă gândesc la 10.000 de oameni, mi se pare o cifră mare așa să poți să-i adun, să meargă la... Da, 10.000 de oameni ar fi, să spunem, o sumă enormă, dar cine știe. Petrila e greu de crezut. Ei sunt sub 20.000. Depinde. Da, undeva acolo, aproape de 20.000 acolo. Undeva la 6-7.000 poate se vor prezenta la vot. Cred că la Petrila se vor duce. Ei au cam avut... De fapt, și cam toată Valea Jiului a avut până acum. Acum e situația asta. La Petrila care... mai există și un lucru interesant. Acolo sunt foarte mulți localnici care, în general, duminica, dacă va fi și o duminică frumoasă, după ce vor merge la biserică, probabil se vor îndrepta și spre urnele de votare, fiind dacă, în drum. Mai ales dacă la fi în drum, da. Bun, partidele, cum vedeți că și-au făcut campanie? PSD... pe UNPR și PC. Dar, mă rog, ce înseamnă UNPR în Vale, trebuie să recunoaștem foarte puțin. PC-ul absolut deloc. Eu nici în afară de câțiva cunoscuți de la Petrila, eu nu știu să mai fie PC-ul în Valea Jiului. N-am auzit de ei pe undeva. Ați mai auzit de PC? Nu știu. Avea un sediu, a murit șeful lor, nu mai știu ce s-a întâmplat. Așa, deci ei și-au făcut campanie, trebuie să spunem. Au fost singurul partid care își face campanie. Iată, la Lupeni, mâine, trebuia să fie prezent premierul Victor Ponta. Se pare că, din anumite motive pe care nu suntem noi acum în măsură să le spunem, deoarece nu le cunoaștem, Victor Ponta nu va reuși să vină mâine la Lupe. Ar fi fost, cred că, foarte important să vină mâine la Lupe în Victor Ponta,
nu atât pentru campania electorală, care, mă rog, contează, dar nu atât de mult, dar era foarte bine pentru cei care reprezintă până la urmă mineritul și energia din județ să poată să discute cu el despre problemele din județul Hunedoara. Mă rog, din diverse motive se pare că nu mai vine. Dacă le vom afla, vi le vom spune, dar ca să le aflăm vor trebui să fie și motivele reale. Nu ne putem lua după diverse, să spunem așa, bârfe. În rest, partidele n-am văzut, chiar trebuie să recunosc, campania absolut deloc. În afară de Petrila, Costel Avram cu partidul său, în rest nu am văzut absolut deloc campania electorală. A fost, pe la Lupeni a fost niște mișcări, am văzut că ei totdeauna fac cei de acolo. La Petroșani, acum cine, ce să fac? Păi n-are cine. La Petroșani viceprimarul depinde de voturile PSD-ului și a PDL-ului. Ca n-are, să mai fie viceprimar. N-are cum să se miște, că dacă nu se mișcă bine, fac ăștia o ședință. Primarul și... partidului e cam în... Nu știu dacă se va mai implica el. Corect. El are interes ce ajutor a avut el de la partid până acum ca să merite să se... Da, el are clar, interesul lui este doar primăria, nu-l interesează. E treaba lui să fie gospodar. Mai ales că i-au și avut ceva alegeri acum de un timp și nici alea nu au însemnat, să spun așa, un zvânc, un pas înainte. Dar nici ceilalți care au totuși un pe lista aceea este o persoană din Petroșani aici. Nici ea n-au făcut prea mare mișcare. N-am văzut valuri pe aici, n-am văzut nimic. Mie mi s-a părut cea mai slabă campanie electorală. Probabil vor fi rezultate. Cine știe, să sperăm mai că vor fi rezultate. Poate mâine, eu știu. Dar ca și campanie... Să ai un candidat al tău aici, din orașul tău, cunoscut de lume, dar trebuie să-l faci și mai cunoscut. Și stai să ne înțelegem, cunoscut numai de oraș, cunoscut în vale, e un profesor universitar, recunoscut, necontestat, nu poți să spui despre el că, Doamne iartă-mă, poate să-l arate cineva cu degetul că a furat, că a făcut nu știu ce matral pazăcuri, că nu știu ce scandaluri a fost implicat. Da? Și am văzut, am citit într-un ziar, deși bine pregătit în materie de Uniunea Europeană. Deci și avea și un program, un proiect, cam ce ar fi vrut el, exact pentru Valea Jiului. Deci chestii pentru Valea Jiului. El fiind și în domeniu, aici, profesor la universitate, mă rog, care era institutul de mine până nu de mult, și din Vale, după atâția ani, da, s-a absolvit aici, deci cam cunoaște asta. Noi am avea nevoie acolo, pentru că spuneați mai devreme despre partea cu energia, despre partea cu mintia. Acum, după ce a început scandalul ăsta cu băieții ăștia, vecinii noștri din Ucraina și poate o să avem și cu gazul niște, eu mă gândesc că se va schimba puțin strategia. Poate asta ar fi fost interesant să îl întrebe cineva pe Ponta, după vizita americanilor aceia, dar ca să schimbi strategia trebuie să ai nevoie de niște acorduri de la Uniunea Europeană. Care le poți obține până la urmă, că zice, domnule, uite, am nevoie pentru aia. Una la mână, că stragi și puțin spuza pe turta ta, ți-ajuci oamenii ai tăi cu... Mă rog, eu mă refer la cărbune, ca să fie clar, n-am nevoie. Așa? Și spune, domnule, uite, pe chestia asta, domnule, știi, rușii cu gazul, cu scandal, ne mai taie ăsta, noi ce facem? Voi a zis că să închidem aia. Păi mai lăsați-ne și pe noi să, nu? Da, mai ajutați-ne, poate faceți niște... Bun, eu n-am înțeles niciodată politica locală, la partidul la care vă referiți, ca să nu dăm acum nume, exact, ai candidat de aceea din organizație, totuși, repet, o campanie searbădă, fără nicio... Mă așteptam la niște meșe imense pe blocuri. Nicio noimă. Acum trebuie să și recunosc câte, cel puțin este o femeie acolo, de fapt, nu e una singură, sunt cam trei femei în organizația asta, care le văd omniprezente și pe net, mai transmit tot felul de mesaje, tot felul de acțiuni, tot felul de chestii de genul ăsta, dar în rest, Batista Pețambal, ca să nu mai spun de liderul de sindicat de la Mina Livezeni, actual pensionar, mare vicepreședinte acela organizație, nul. Deci el nu l-am văzut să miște un deget în campania asta electorală. Eu am acest sediu lângă ei, dar trebuie să recunosc și eu că până pe la 10-11 nu e nimeni pe acolo. Vine un băiat, e un băiat tânăr care mai vine acolo, salut, deschide, dar nu știu, într-adevăr mă așteptam la altceva.
cel bun, puțin acum să vedem rezultatele. E posibil să fie și asta o strategie? Mă, nu ne mai nu afișăm. Faci valuri, nu mai, dar... Ne... Pun și atunci poporul de unde știe? Că tu ai un om de aici, al tău de aici, din... Păi știe de la oricare noi. Dintre, uite, noi discutăm de Radu Sorin de mai oricare mult. Dintre cei, oricare dintre ceilalți care ar fi avut, cum am avut... De exemplu, am avut-o pe Monica Riții, da? Eu urmăresc că... europarlamentar. E, dacă apărea Monica Riții și ar fi candidat europarlamentar, categorie. Eu sunt sigur că dacă toată candida, lumea din ar fi știut că Monica Riții dacă candidează. Dacă candida, să spunem, Monica Riții acum, pentru europarlamentare, că am mai avut experiența Monica Riții la europarlamentare, dar pe liste atunci, da? Da. De fapt, și acum sunt pe liste. Dar, atenție, a fost o campanie caustică, deci nu... Nu mișca o bucățică în Valea Julii să nu știe că noi avem de aici pe cineva candidat la europarlamentare, da? Acum, eu nu știu ce zic. Poate e o strategie mai aparte, dar în afară de o emisiune pe care am avut-o eu cu candidatul și cu un om care nu pot să-i spun acum că a venit în calitatea sa de director al unei instituții din Valea, a venit ca un simplu cetățean cunoscut, arhicunoscut, un om de calibru și respectat în toată Valea Jiului, om a venit să își arate sprijinul față de acest candidat. În rest, eu nu mi-amintesc să fi făcut cineva vreo emisiune electorală, să fi venit cineva cu, știu, un mesaj pro cetățenii din Petroșani. Dar, repet, probabil dânsii sunt obișnuiți scala locală, adică să nu deranjăm primăria, să nu cumva să piardă primarul alegerile, probabil ne-a intrat în reflex modul ăsta de a vedea alegerile și așa se comportă tot timpul. Bine, asta nu prea mare legătură cu primarul, cu povestea asta. Da, dar vreau să spun că ei, un reflex, așa. Da, ei ca și grupare obișnuiți la alegerile locale, mă, să nu cumva să deranjăm pe primarul așa pe Riții să piardă, Doamne ferește, alegerile. Noi trebuie să ne fim așa la locul nostru, să nu cumva să deranjăm. Probabil le-a intrat în sânge treaba asta și tot așa. Repet, liderul de sindicat de la Mina Livezen, Sandu Daniel, care e și vice la partid, nu a mișcat absolut nimic în campania asta electorală. Un deget n-a mișcat. Da? Deci un deget. Bun, o fi pe seama faptul că el e deja pensionar, probabil o fi plictisit și de sindicalism, și de mineri, și de politică. Iar vreau să spun că n-au mișcat unde. A văzut multe la viața lui și zice, bă, las așa. Dar să vedem, poate vor fi o strategie interesantă, probabil vor fi mii de oameni la vot. Aștept să vedem rezultatele, poate mă invitați aici să discutăm despre rezultate. Exact, da, uite, ce discutăm acum despre cam cum, chiar e așa o nebuloasă, cam cum va fi. Nu este nimic degeaba. Am văzut și sondaje și tot și eu zic că mint, dar... Deci nu au nicio legătură, părerea mea, sondajele cu realitatea. Aici la sondaje e vorba de telefonul pe care îl primește, mă rog, cineva. El poate să spună că vine sau nu vine, sau votează sau nu votează, da? Dar aici e chiar vorba de vot până la urmă. O întrebare, mai avem 4 minute jumate. Vor fi 7,4 milioane de cetățeni la vot. Nu. Că, în mod normal, ar trebui să fie. După cât au numărat unii, ar trebui să fie. Nu? O treime sau nu? Cât am zis noi? Noi am zis că să fie o treime din 18 milioane, da. Ar trebui să fie. Poate chiar... Da, cam acolo ar trebui să... Nu cred că sunt atâția locuitori în țara asta și am mari îndoieli că va merge atâta lume la vot. Dacă nu va fi o prezență la vot, să spunem, peste standardul european... Au mers atâția acasă atunci cu Băsescu, să-l demită pe Băsescu, atunci a fost așa un val, a fost lumea motivată cât de cât. Bun, s-au dus. Păi aici vreau să ajung, dar acum de ce nu e motivată lumea? Acum, atenție, trebuie să vorbim bărbătește. Lumea mai zice, domnule, dar ce am eu la afacerea asta? Ce, nu? Așa mai zice și românul, probabil că și neamțul zice, eu știu dacă zice, dar probabil că neamțul e convins că are ceva la afacerea asta. Probabil că cei care au candidat din partea Germaniei, candidații de acolo, europarlamentarii de acolo, l-au convins cumva pe neamțul respectiv că are ceva de a face cu chestia asta și va avea un ghișeft. Dar să admitem că duminică România există, atenție, riscul. Să fie poate chiar pe ultimul loc la prezență de vot. Contează. Nu, dar vreau să spun că n-ar fi un semnal extraordinar de negativ în Europa. Adică voi, stai un pic, voi chiar nimic nu vă interesează.
Da, nu... Bine, și românii pot să spună, domnule, bun, ok, ne interesează, sau ne-a interesat atunci, acum 10 ani, nu? Sau dinainte de când am început negocierile cu toată povestea, am zis, domnule, ce ca lumea, abia așteptăm să fie, am ieșit, referendum, să, a ridicat, să înțelegem, dar pe noi nu am simțit nimic după aceea. Negocierile duse de Adrian Năstase, de guvernul Năstase pentru a intra noi în Europa din 2007, nu am prea fost întrebați noi, dacă nu mă înșel atunci. Bine, lumea, chiar dacă întreba, era ok, era pentru, că bun, vedeau de pe fapt, aia de afară. Da, corect, dar de fapt ce visam noi Europa? Exact. Una e să-ți arate, eu știu ce frumos e acolo, îți arată, eu știu toate. Noi visam Europa să plecăm în Europa, că nu puteam pleca până în 2007 decât în anumite condiții. Visam toată lumea să plece afară. Asta era una din chestii. Doi, încă se găsea de lucru afară. Se găsea de lucru și se mai și plătea destul de bine munca afară, dar acum, într-adevăr, există varianta mai nepăsării. Nu ne-am gândit că o să trebuiască să și punem în practică anumite legislații europeană, care la ei zice, nu faci fum, nu faci de-alea, nu faci de-alea, nu faci de-alea. Păi noi ne-au cam prins cu picior greșit. Trebuie să muncești. Iar e un lucru. Trebuie să respecti legea, să mai lași dracu corupția. Iar sunt câteva bine, lucruri care... Bine, chestiile astea nu le Bine, la modul declarativ, toată lumea e de acord cu chestia da. Asta. A venit americanul aici, atare, domnule, da, corupția trebuie, ați progresat. Da, domnule, corupția. Dar fiecare privește din partea lui corupția și cum e și microfonul ăsta. De aici se vede cumva și din partea altă se vede altcumva. Mai avem exact un minut. Cum credeți că va fi ca procente? Cum vor ieși procentele după aceste alegeri? În mare, sondajele se vor păstra. În mare, nu neapărat chiar la cele procente care... Nu mai e Baconschi acum la Paris să nu mai Baconschi. E nici Videanu să-l sune Viorică, da. Tată, hai că are să mă Nu, eu tot n-am înțeles chestia asta cu Baconschi, acum în două secunde. Dom'le, orice butic are niște camere de luat vedere, da? Acolo. Nu, și îl vede pe ăla care intră. Funcționat. Bănele, dar numai se numere pe aia care a intrat. Nu trebuie neapărat să vadă cu cine au votat. Nu are importanță cu cine au votat asta. Dom'le, numărai pe cameră. Dacă nu, asta e greu de crezut. A? Dacă ar fi, de exemplu, să numere minerii care intră pe poartă, cu siguranță s-ar găsi și camere și cine a intrat, de ce nu a intrat sau cu ce nu a intrat. Da, fiind vorba de o chestie din asta, nu există. Serviciile sau cum îi zice, Secret Service la noi sau da. Cum, CIA sau cum. Foarte pe scurt, merită votați independenții la europarlamentare, care nu m-au fost strica ploile. N-am nimic cu independenții, sunt ok, dar iau niște voturi care ar trebui să meargă la niște partide care chiar au ceva de spus acolo. Degeaba, și eu mă duc ca independent. Am mai avut noi un independent care a câștigat independent alegerile, bine, cu voturi luate de la ora 6 seara, toate voturile de la PDL au mers spre independentul respectiv, după aceea s-a înscris înapoi și ce a făcut? S-a dus acolo, a făcut de râsul lui acolo. Nici nu știa în ce sală trebuia să țină, dar și vorbea prostii acolo. Am înțeles. Nu spun că alții ar fi la fel, că noi avem, ca independent sunt oameni mult mai valoroși. Dar ca independent nu prea mare lucru de spus acolo. Du-te acum în Parlamentul României independente, bagă cineva în seamă. Bun, o zi bună tuturor, noroc bun. Nu uitați, duminică se votează, este probabil un vot extraordinar de important pentru România. Mergeți la vot și votați, indiferent cu cine sau, mă rog, cu cine credeți că merită să ne reprezinte în Parlamentul European. O zi bună tuturor!